alăturat și de ce v-ați alăturat? Sunt foarte obosită, dar extrem de fericită că am sosit. Mi-am propus de foarte de mult să trec cutul, fără să știu de marș, de existența marșului. Și am zis, aflând de el, că este o ocazie unică. Și pentru mine, este o dorință pe care am de foarte de mult și pentru fiica mea care mă însuțește. Și pentru Dumnezeu și pentru băiețelul meu pe care îl voi aduce pe etapa Iași-Chișinău. Ce frumos! Și de ce vă doriți atât de mult unirea? Vă leagă ceva de Moldova? De Basarabia? Ne leagă istoria. Istoria, frumos! Ne leagă o singură cultură, o singură limbă, un singur trup și este firesc să se întâmple. Se vorbea deja de unirea cu țara, nu știu care țară, care se referea la țara românească. Deci atunci erau emulați naționaliști. Pentru că 1848 este o mișcare care face parte dintr-un lanț întreg. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Pentru bună întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robi și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Marșul centenar a pornit în data de 1 iulie din cetatea Mare Unire Alba Iulia, are ca scop final Chișinăul pe data de 1 septembrie, străbătând astfel Carpații, ajungând în locuri importante pentru anul 1918, anul Marii Uniri și pentru primul război mondial. Pe parcurs ducem placăra Unirii în toate comunitățile, în toate satele și orașele, unde românii binevoitori ne primesc și ne așteaptă cu un gând bun.
Deocamdată drumul a cuprins în jur de 200 și ceva de kilometri, suntem de-abia în a doua etapă, mai avem încă 1100, dar cu toate astea, desigur, întâmpinăm dificultăți întotdeauna, că e vremea, că sunt dureri de picioare sau, desigur, oboseala care apare inevitabil, dar din fericire întotdeauna sunt oameni. În momentul de față suntem aproape 20 de participanți, pe parcurs alături alții, cei care au obligații, desigur, trebuie să ținem cont și de viața fiecăruia, se întorc pe parcurs la alte etape.